Să ne ajute Domnul, așa cum am fost îndemnați prin cântarea corului, să ne purtăm frumos, cum de altfel spune Scriptura, în primul rând, așa încât atunci când vine Domnul să ne privească în mod binevoitor, slăvit să fie în veci. Astăzi, prin ajutorul celui de sus, continuăm cu o altă lecție din ciclu Crizele tinerilor în postmodernism, criza lipsei de evlavie. Cuvântul evlavie din Noul Testament are echivalentul în Vechiul Testament în expresia frica de Domnul. De fapt, ce înseamnă asta? A fi conștient, evident prin credință că Dumnezeu nu se vede, a fi conștient de prezența lui Dumnezeu, a trăi, luându-L pe Dumnezeu în toate calculele vieții. Scriptura ne-l prezintă pe Dumnezeu, citesc din 1 Timotei, capitolul 6, într-un mod solemn. 1 Timotei 6 cu 16, și omul evlavios îl recunoaște pe Dumnezeu în poziția aceasta și trăiește ca atare. Dumnezeu este singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și ascultați cu atenție finalul acestei expresii, și care are cinstea și puterea veșnică. Atunci când omul uită că Dumnezeu are cinstea și puterea totodată, asta pentru eternitate, își pierde frica de Domnul, își pierde evlavia. Și în vremea noastră trăim într-o mare lipsă de evlavie. Nu mai este frică de Dumnezeu. Să ne amintim și de discuțiile repetate din Cartea Iov, citesc din capitolul 28, unde după dezbateri în care filozofau pe tema suferinței, a felului în care Dumnezeu este implicat, responsabil de ceea ce se întâmplă, discutau despre modul în care Dumnezeu poate să guverneze, despre felul în care se implică. Și este scris aici în finalul versetului, capitolului, versetul 28, 28 cu 28, apoi a zis omului, iată frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea, depărtarea de rău este pricepere. Atunci când ne temem de Dumnezeu și știm că are cinstea și puterea veșnică, trăim cu înțelepciune, trăim frumos. Când nu mai ne gândim așa, trăim în așa zisa libertate și de aici se nasc toate stările vinovate. Înțeleptul în Proverbe, nota și el, Proverbe capitolul 9, versetul 10, și fie ca dacă cineva nu a fost caracterizat de o stare de evlavie din această seară să înțeleagă acest adevăr, începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Deci cine vrea de azi încolo să trăiască frumos, trebuie să le ia pe Dumnezeu în calcul, dar nu oricum, doar că există Dumnezeu. Să îi fie frică de Domnul. Pentru că știința sfinților este priceperea, această știință, conștiință, referitor la existența lui Dumnezeu în autoritatea sa eternă. Evlavia este caracteristica fundamentală a vieții de credință a unui copil al lui Dumnezeu și diavolul, lumea aceasta, și-a adunat toate forțele ca să inducă în eroare și să creeze o stare de lipsă de evlavie. Prin tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, oamenii vor să scoată frica de Domnul din toate calculele. Există o inițiativă ca să se modifice manualul de religie în ideea ca nu cumva copiii să fie șocați și să le fie frică, cum că Dumnezeu i-ar putea pedepsi. Oamenii și-au luat libertatea să facă afirmații prin care să-și dovedească pe față lipsa fricii de Domnul, a evlaviei. Recent a fost un congres internațional al unei, dacă se poate numi așa, a bisericii ateiste de duminică. Să nu creadă în Dumnezeu. Vreau să citim din Isaia, capitolul 33, versetul 6, pentru a vedea cât de importantă este această componentă. Zilele tale sunt statornice, înțelepciunea și priceperea sunt un izvor de mântuire. Frica de Domnul, iată comoara Sionului. Și când ne-am pierdut comoara, am pierdut totul. Vreau să citim și din Epistola lui Iuda pentru a vedea ceea ce se întâmplă în lumea aceasta și noi putem să constatăm la fiecare pas acest atac împotriva evlaviei. 1:4, asta și în domeniul religios, că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu. Și sunt prezentați mai pe larg de la versetul 12, sunt niște stânci ascunse la mesele voastre dragoste, unde se ospătează fără rușine. Nu există frică. Versetul 13, niște valuri înfuriate ale mării care spumegă rușinilor, niște stele rătăcitoare cărora este păstrată negura întunericului pentru vecie. Versetul 15, oamenii aceștia au cuvinte de ocară, iar din nou se observă absența fricii de Domnul. Versul 16, sunt cârtitori, trăiesc după pofte, gura le este plină de vorbe trufașe, slăvesc pe oameni pentru câștig. Lipsă și iar lipsă de evlavie. Să ne dea Domnul în această seară harul să ne putem cerceta starea de evlavie. Dacă mai avem sau nu mai avem frică de Domnul. Vreau să observăm mai întâi trei cauze. Să evidențiem această criză. Vă spuneam că în evoluția istorică postmodernismul a urmat după modernism. În modernism oamenii s-au dus cel mai departe în gândirea lor umanistă, odată cu iluminismul, cu ateismul și au socotit ei că descoperirile științifice i-au ajutat să se descurce singuri și să creadă că acest univers este la îndemâna omului, trebuie doar să-i descoperim legile fizice și reacțiile chimice care pot să aibă loc ca noi să putem controla cosmosul. Dar modernismul a ieșuat și oamenii au mers mai departe în gândirea lor, dar tot negându-l, refuzându-l pe Dumnezeu. Și aceste teorii nihiliste i-au dus pe oameni într-o prăpastie mai mare. Într-una din scrierile sale, filozoful nihilist Nietzsche are o poveste a unui nebun care căuta ziua la amiază cu un felinar și striga printre oameni, unde este Dumnezeu? Nu este Dumnezeu, nu-l văd, nu-l găsesc, a dispărut, cine știe unde-i? Și oamenii spuneau, mă adică cu felinarul ziua la amiază, dar poate îl văd, că nu se vede. Și oamenii râdeau de nebunia lui, pentru că nebunul era în căutarea lui Dumnezeu. Și la un moment dat, nebunul schimbă atitudinea, ia felinarul și începe să le dea cu el peste cap. Voi l-ați omorât, voi l-ați ascuns, unde-i? Nu sunteți voi de vină? Și oamenii încep să se trezească. De fapt, Dumnezeu a fost, dar noi nu știu ce am făcut cu el. Pentru că asta e starea în care omenirea a ajuns. Să-L scoată pe Dumnezeu din calcul. Mi-amintesc că eram odată în Grecia și spuneau frații că a fost o emisiune la radio imediat după un cutremur, ce a fost în urmă cu câțiva ani, și puteau oamenii să intervină în direct, să spună părerea, dar moderatorul emisiunii le-a spus de la început, puteți să spuneți orice, dar să nu-L introduceți pe Dumnezeu în calcul. Puteți să faceți referiri de ordin geologic, să aduceți noțiuni de ordin ocult, discutați orice. Să vă dați cu părerea, să veniți cu previziuni, cu statistici, dar să nu îl introduceți pe Dumnezeu în acest calcul. Iată ce citim din Cartea Proverbe pentru asemenea situații, capitolul 53, o realitate crudă a vremii noastre. Pentru că, dragii mei, n-am scăpat de ateism odată cu comunismul. Ateismul este ceva mult mai înrădăcinat în ființa umană. Este dorința oamenilor de a trăi fără Dumnezeu și cumva de a afirma că nu este, ca să nu-i deranjeze, să nu le poruncească. 53 cu 1, nebunul, de aici povestea filozofului amintit, zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Și psalmistul continuă, s-au stricat oamenii, au săvârșit fără de legi urâte. De unde a pornit slăbiciunea asta? De la negarea lui Dumnezeu. Versetul 3, toți s-au rătăcit, toți s-au stricat, nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar, și-au pierdut mintea. O altă cauză, și asta veche, dar accentuată, idolatria. Și vreau să citim din Roman, capitolul 1, pentru a vedea că oamenii nu s-au abătut numai într-o negare a lui Dumnezeu, ci și în a-L înlocui pe Dumnezeu cu orice. În Roman, capitolul 1, apostolul descria sub titlul de la versetul 18, starea de păcat a omenirii, citim de la versetul 21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără percepere s-a întunecat, s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit, altă nebunie, alături de nebunia umanistă, ateistă. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană, care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu 4 picioare, ștârătoare. Și chiar dacă în vremea noastră, am spune noi, în țara noastră, în Occidentul civilizat, nu mai există idol ca și în vechime, ca și în antichitate, există însă în alte părți ale pământului. Oamenii tot cu idol trăiesc, în sensul că îi preamăresc pe anumiți oameni, cum ar fi actori, sportivi, oameni politici. Se repetă istoria. Sau au alte idealuri, își fac din realizările economice un idol. Dar toate acestea sunt coordonate de diavolul în același scop. Cei din Occident ajunși în bogăție au o afirmație foarte simplistă. Nu avem nevoie de Dumnezeu. Ce ne plătește El creditele, ratele la bancă? Cu ce ne ajută pe noi Dumnezeu? Oamenii sunt așadar împinși ori într-o parte, ori într-alta. Dar ambele variante îl exclud pe Dumnezeu din calcul și îi fac să trăiască fără să le fie frică de El. Culmea în vremea noastră este dată de faptul că cele două aspecte s-au îmbinat în ceea ce se spune pe scurt New Age, noua eră, umanism cosmic. Omul n-a fost mulțumit să se prezinte pe sine ca singurul proprietar al materiei, nici măcar să se închine la diferite chipuri idolatre. Omul a ajuns să înghită pastila dată de diavolul, veți fi ca Dumnezeu, și să creadă că are putere nu doar de ordin uman, ci de ordin spiritual. Și iată societatea în care trăim, o societate care nu doar că îl neagă pe Dumnezeu, o societate care vrea să-l detroneze pe Dumnezeu. Oamenii vor să ajungă în cosmos, să controleze ființele umane, să poată să controleze, deși n-au puterea aceasta, fenomenele naturii. Există niște căutări științifice, se investesc sume colosale să intre în secretele ADN-ului uman și să poată să găsească acel Big Bang care a declanșat existența cosmosului, după părerea lor. Dar din toate acestea, sub aceeași idee, să-L scoatem pe Dumnezeu din calcul, să nu ne fie frică de El, să îndrăznim, să facem mutații în oricare din aceste domenii ni s-ar permite. Să rugăm pe Domnul să se îndure de tinerii noștri, să nu fie influențați de aceste stări care, repet, îl scot pe Dumnezeu din calcule. Citesc despre această realitate în 2 Timotei, capitolul 3, unde apostolul Pavel descria vremea noastră. Să știți că în zilele nu vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine. Și prezintă lista și în finalul versetul 4 zice așa: iubitor mai mult de plăceri decât iubitor de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie. Vedeți cât este de șiret diavolul. Până să-i amăgească pe oameni pe deplin și să-i ducă într-o stare ateistă sau idolatră sau de umanist cosmic, așa cum vă spuneam, în a crede omul care are puteri supranaturale, le dă o șansă intermediară. Și asta e dată de formalismul religios. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Diavolul nu smulge evlavia toată odată, o fură pe rând. Observați ce se întâmplă în religii și să luăm chiar ceea ce se întâmplă în creștinism. Oamenii trăiesc fără frică de Dumnezeu, dar le-a lăsat o formă de evlavie. Omul înjură, dar când vede crucea, face semnul crucii, spune ori Doamne ajută, ori Doamne iartă-mă și merge mai departe și mai înjură odată. Până când își pierde total noțiunea de Dumnezeu. Oamenii trăiesc fără această frică sfântă, dar până atunci mai slujesc într-o formă sau alta, în funcție de situația din bisericile lor. E plin Occidentul de biserici care au rămas goale. Ce credeți dumneavoastră? Au fost așa ca la noi pline într-o duminică seara și duminica viitoare n-a mai venit nimeni? Nu. Cineva spunea că a văzut un anunț la o biserică, acel verset din Genesa, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta celor și de sub, iulie și august închis. Adică pentru vară nu se mai adunau. S-au redus slujbele, a rămas puțin închinare. Povestea cineva despre un păstor japonez care a venit la noi în țară și a văzut slujbele cum sunt, a zis, interesant, dar la noastră cum este? A zis, este o slujbă de o oră în care se e ceva rugăciune, puțină amiciție, povestesc, o cântare, dacă avem un grup de laudă și apoi predic eu, ca păstor, atât. Și când suntem plecați, când sunteți plecați, cine predic? Am înregistrare acolo la biserică, pornesc. Muzică cu negative, predică cu înregistrare, până când se pierde și aceasta. Dragi tineri, fiți conștienți în ce societate trăiți și unde vrea diavolul să ne ducă și să ne înșele. Domnul să aibă milă de noi. Aș vrea să înțelegem că atunci când omul trăiește fără frică de Domnul, având doar o formă de evlavie, dar Dumnezeu este undeva tot mai distant și tot mai absent, devine foarte, foarte vulnerabil și foarte slab în fața ispitei. De aceea am citit din Roman, capitolul 1, ca să vedeți că lucrurile aici sunt trecute în ordinea lor evolutivă, în cronologia tristă a păcatului. Reluăm de la versetul 23. I-au schimbat slava lui Dumnezeu în icoane. Versetul 25. Au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit, s-au închinat făpturi în locul făcătorului. Din pricina aceasta, adică acesta a fost motivul. Dumnezeu a lăsat în voia unor patimi scârboase și de aici înflorăște imoralitatea. Dacă oamenii ar avea frică de Dumnezeu, nu ar fi imoral. Uitați-vă la felul în care oamenii se îmbracă. Uitați-vă la relațiile vinovate în plan imoral. Toate acestea sunt datorită fricii de Domnul. Dacă le-ar fi frică tinerilor de Domnul, n-ar pune băieții mâna pe o fată. Da? Dacă ar ști că Dumnezeu este prezent, n-ar face ceva în ascuns. Dar de oameni se pot ascunde, oamenii trăiesc apoi cu impresia că la biserică este una, în rest este altceva. Am avut discuții cu cineva care spunea, la biserică este normal să te îmbraci într-un fel, dar când mergem în tabără, acolo este cu totul altceva. Asta este ca și în povestea cu acel băiețel de care v-am mai spus, cunosc familia. O duminică când se scoată mama în parc, el că nu iese. Și mama, dar de ce nu vrei să ieși? Că tu tot ai vrut să te joci. Da, dar astăzi m-am dat cu gel pe păr și să nu mă vadă Domnul Iisus. Atunci bine spunea un frate, dar cu ce e mai sfânt tavanul bisericii decât cerul? Adică atunci când suntem în aer liber ne putem permite să facem orice când mergem pe stradă sau când suntem la serviciu. Mai de mult oamenii au trăit mult mai mult conștienți de prezența lui Dumnezeu. Se puneau și se rugau, se plecau pe genunchi. Spuneți-mi mie cei care se roagă stând așa pe scaun, înșezut, sunt conștienți de cinstea care o merită Dumnezeu? Nu. Cei care își permit să facă glume, sunt glume creștine în vremea noastră, bancuri. Sunt ei cu frică de Dumnezeu? Nici de cum. De aceea spunem, Doamne, îndură-te de noi. Am amintit câteva despre această realitate, dar aș vrea să insist asupra soluțiilor, asupra modului în care tinerii noștri și noi, că suntem la urma urmei toți amenințați, putem să trăim o viață evlavioasă. În primul rând, dragi tineri, vreau să vă spun că modelul vostru trebuie să fie Domnul Iisus. Domnul Iisus n-a fost numai tânăr, El n-a fost bătrân pe pământ. La 33 de ani și jumătate a plecat înapoi la Tatăl. Așa că bătrânii nu pot să ia model de la Domnul Iisus, numai tinerii. Despre Domnul Iisus Hristos este scris, citesc din Isaia, capitolul 11, versetul 2 și 3, și vă rog să vă gândiți la ce înseamnă asta. Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Și acum ascultați cu atenție. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Aș putea spune că din toate acestea se evidențiază în prim plan evlavia. Duh de frică de Domnul, și insist asupra ideii afirmând, plăcerea lui va fi frica de Domnul. Cum Domnul Iisus, care era obișnuit cu Dumnezeu Tatăl, să fie frică? Pentru că așa cred unii, că frica are de-a face cu legea. Dar Domnul Iisus de ce a avut ca plăcere frica de Domnul? Pentru că așa este normal să fie. Scrie în Filipeni că măcar că era deopotrivă cu Dumnezeu, nu s-a crezut așa, s-a smerit. Și citind în Timotei despre Domnul, 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16, eu nu-L cred pe Domnul Iisus așa cum este arătat în filmele creștine. Ascultați ce scrie despre El. Și fără îndoială mare este taina evlaviei, cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Asta a fost taina vieții lui, adică felul în care a gândit și a trăit. Evrei, capitolul 5, versetul 7, tot despre Domnul Iisus Hristos. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui. Măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut de săvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce îl ascultă, urzitorul unei mântuiri veșnice. Deci Domnul Hristos a avut o viață marcată din plin de această frică sfântă, care l-a făcut să fie ascultător, atent, să nu facă greșeli. Am putea să luăm o comparație pentru cei ce ați făcut armată, tinerii n-au prea făcut. Cu un comandant sever îți permiți așa să miști în front? Nu. Să le dau un exemplu pentru tineri cu un profesor sever, dacă își permit să nu stea corect în bancă. Acum nici profesori severi nu mai sunt. Noi suntem socotiți aici la Betel ca o biserică severă. Așa mi s-a dus vestea. Dar și la noi frica de Domnul nu e la loc de cinste. Aceea era frică de Domnul când oamenilor le era frică dacă au greșit să vină la adunare că își Domnul îi descoperea. când se temeau să nu se facă vinovați. Domnul Hristos a trăit în starea aceasta, nu și-a permis să gândească și să acționeze ușuratic. În primul rând, să știți că evlavia are o componentă teoretică, teologică, adică trebuie să ai un crez corect. Am întâlnit oameni care cred că Dumnezeu nu ține în seamă greșelile. Oameni care cred că noi am fost iertați acum 2000 de ani și atunci când greșim, de fapt Dumnezeu nici nu observă. Acel nihilism filozofic a fost preluat de teologii liberali care afirmă că Dumnezeu ne-a creat și ne-a dat libertate și nu ne notează greșelile noastre. Să fie așa? Scriptura afirmă cu totul altceva. Rămânem la Noul Testament și vă citesc din 1 Timotei, capitolul 4, versetul 7, căci deprinderea trupească, aici vorbim despre canoane care au numai componentă fizică, este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Și acum trec la capitolul 6, de la versul 3. Pentru că am afirmat că evlavia are în primul rând o componentă teoretică, teologică. Cine învață, dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie. Deci cum putem să ajungem la evlavie? Mai întâi cu o învățătură corectă. Cine nu este așa, cine nu are aceeași țintă, este plin de mândrie, nu știe nimic, are boala cercetărilor fără rost a certului de cuvinte din care se naște pisma, certurile, cleveterile, bănurile rele, zadarni ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr, care cred că evlavia este un izvor de câștig. Și de aici formalismul care este în religie. Ferește-te de astfel de oameni. Adică atunci când se încheie o predică, o slujbă, oamenii trebuie să iasă pe ușa la adunării cu frica de Domnul, avându-L pe Dumnezeu în față și temându-se de El. Dacă vreți, cu imaginea Sinaiului. Asta a spus Dumnezeu, spune Scriptura în cartea Exod, capitolul 20, acolo unde Dumnezeu a pronunțat acele cuvinte și oamenilor le-a fost frică încât se temeau să-L mai audă vorbind. 20, citesc de la versetul 20. Moise a zis poporului, nu vă înspăimântați, căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și ca să aveți frica Lui înaintea ochilor voștri. Cu ce scop? Pentru ca să nu păcătuiți. Deci oamenii când nu mai au această frică, dar asta trebuie în învățătură în primul rând. Și ce însemna învățătura atunci? Să nu minți, să nu furi, să nu faci mărturisire mincinoasă și așa mai departe. Și toate astea să te iau sub incidența pedepsei lui Dumnezeu. Ne întoarcem în Noul Testament pentru a citi și din a doua epistola lui Petru, pentru a vedea că și acest apostol arată mai întâi componenta teoretică. Citim de la versetul 3, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui. Deci conștienți de slava și puterea lui Dumnezeu trebuie să fim în adunare în primul rând. Prin care El ne-a dat făgăduinții Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința. Pentru că totul pleacă de la cunoaștere. Și mai adaug un verset din Tit, capitolul 1, versetul 1, unde apostolul scria, Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu, și ascultați, și cunoștința adevărului care este potrivit cu evlavia. Și dacă cineva învață o altă învățătură, în care vă învață să trăiți liber în Hristos, dar liber în Hristos nu înseamnă liber fără frică de Domnul. De aceea v-am dat la început exemplul Domnului Hristos, care a fost marcat toată viața de această frică sfântă. Cine iese din adunare, cine după o predică sau după citirea Bibliei, nu este marcat de această teamă, riscă să-și piardă evlavia și să se cufunde în stări de păcat, să se îndepărteze de Domnul. În al doilea rând, evlavia are și o componentă practică, care în vremea noastră se încearcă a se scoate din viața oamenilor. Citesc din a doua Timotei, din 1 Timotei, capitolul 2, de la versetul 8. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc. Dar în vremea noastră, din nefericire, bărbații când se adună în orice loc, joacă fotbal în loc să se roage. Asta din lipsă de evlavie. Se ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoiel. Mâinile spre cer arată atitudinea unui rob care se teme de stăpân. Versetul 9. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Degeaba întâlnim, pentru că se întâlnesc prin biserici. Acum mai nou, nu numai bărbații predică, predică și femeile, sunt și femei păstori. Și când vezi câte o cocoană din asta, cum să zicem altfel, și începe să prezinte adevărurile Scripturii, putem să o luăm în calcul ca fiind evlavioasă? Pentru că evlavia n-are numai o componentă teoretică. Să spunem că Dumnezeu este mare și are un tron de slavă în cer. Dar asta mă face pe mine în modul în care eu trăiesc. Să trăiesc cu această teamă. Care ați făcut armată, revin din nou la un exemplu. Nu aveam voie să stăm deschiați la copcă, vă amintiți? Soldaților, puteai să fii capitan când venea un grad mai mare și dacă era căldură, cu diagonala pusă, cu toți nastrul la veston încheiați. Și în fața lui Dumnezeu, chiar în biserică, întâlnim oameni care zâmbesc, râd, femei care vin așa îmbrăcate, dezbrăcate, Dumnezeu știe. Cum să le mai numim? Asta nici vorbă de evlavie. Și la tineri asta se vede din ce în ce mai mult. La felul în care îl conceptualizează pe Dumnezeu și apoi la felul în care se îmbracă, la felul în care vorbesc, la activitățile care îi caracterizează. Evlavia merge și acasă. Întorc pagina și vă citesc din 1 Timotei 5, versetul 4. Dacă o văd oare copii sau nepoți, de la copiii aceștia se deprinde să fie evlavioși. Ce înseamnă evlavios pentru un copil, pentru o fată? Față de cei din casa lor să răsplătească ostenelele părinților lor, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. A dispărut respectul. Se vorbește ușurat, cu mama, cu bunica, cu tata, cu toți. Nu mai există acea ascultare. Toate sunt dovadă a lipsei de evlavie. Mai întoarcem 2-3 pagini la Tit, capitolul 2. Spune Scriptura aici de la versetul 11, că harul lui Dumnezeu pe care se bate monedă, suntem în har, avem libertate. Avem libertate să ne apropiem de Dumnezeu, asta înseamnă har pentru cine pricepe. Nu har să luăm pe Dumnezeu la mișto, căci cam aici bate această criză. Ne învață, pornim de la învățătură întâi, să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Doamne, ajută-ne! Să trăim în modul acesta conștienți de prezența Domnului în adunare. Când asistăm la scene în care oamenii efectiv se comportă ca pe scenă, mă refer și mă gândesc la adunări de ordin carismatic, unde oamenii râd, glumesc, le fac pe toate, dansează și spun, Domnul este aici. Cred că nu este acolo că, știți ce a spus Dumnezeu către evrei? Eu zic, nu vin în tabără ca să nu vă nimicesc. O să mai bine stau deoparte. În al treilea rând, vreau să observăm că evlavia dacă ar fi în societate, ar crea cel mai minunat climat de viață. Ce frumos ar fi să întâlnim polițiști evlavioși care respectă legea, dar care ne vorbesc frumos, patroni evlavioși, să avem vecini evlavioși. Și noi suntem îndemnați să ne rugăm pentru aceasta. 1 Timotei, capitolul 2, îndemna Apostolul Pavel. Și astăzi e o zi de alegeri, să ne rugăm, să ne facem datoria. Să faceți rugăciuni, cere, mijlociri, mulțumiri pentru oamenii, pentru împărați, pentru tot ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinste. Să nu ajungem încă în țara noastră, nu suntem duși atât de departe cât în Occident. Se vorbea dimineața aici la nuntă de parte bărbătească, parte femeiască, asta în parte a mai rămas. Îmi spuneau frații în Italia, când s-a dus o mamă să-și înscrie copiii la școală, scrie tată, mamă. Și unde scrie tată și mamă? Zice, nu mai scrie. Scrie părinte 1, părinte 2. I-au tăiat și au scris, tată, mamă. I-au respins cererea. Masculin, feminin, nu mai există în unele țări. Că da, dacă pleacă din țară și își schimbă sexul pe când se întoarce. Și e trecut masculin și nu le ia în avion. Da. Încă să ne rugăm ca să-i mai stăvilească Dumnezeu și să nu tăbărască peste noi așa ca peste casa lui Lot. Situații din care numai îngerii te mai pot scăpa. Dacă biserica se roagă și cel puțin noi promovăm aceste valori, pentru că altfel, știți, în Occident deja acești oameni, nepoții celor care au ars vecinii lui Lot, își cer drepturile tot mai mult. Și dacă vom lăsa încet, încet ca acest rău să se extindă și în biserică, lipsa de evlavie să-i cuprindă, vom ajunge să-și ceară drepturile și în Occident, în mod deosebit unde sunt biserici cu statut bugetar, slujitorii sunt nevoiți să le facă acte de cult, pentru că altfel riști închisoare. Dar noi nu suntem duși până acolo. Dar, dragii mei, când la servici, pe stradă sau în alte locuri vinovate din vara aceasta, credincioși, tinerii noștri se vor comporta, se vor îmbrăca ca și ceilalți. Care e diferența între evlavios și neevlavios? Că nici ei n-au ajuns dintr-o dată unde sunt. Și aici e marele paradox. Că noi ne gândim groaznic. Să-i vezi bărbat cu bărbat, prin parc, femei, da? Îmi spunea un frate din Belgia că l-avea o echipă de zugrăvit și a lucrat la, observat că sunt doi homosexuali și a fost surprins văzând Biblia pe masă. Și eu întrebat, dar ce-i cu cartea asta? Oh, noi îl iubim pe Iisus. O formă de evlavie, fără nici o adevărată evlavie. Și când i-au dat un exemplu, te înfiori ca să-l pronunți. Adică încearcă să-și găsească în texte biblice anumite apărări. Dar ce vreau să spun? Când o fată se îmbracă cu haine de băiat, a spune că nu e asta încă, nu? Ba da, mai sunt. Sau un băiat se îmbracă cu haine de fete. Eu nu sunt la curent cu știrile, că nici pe alții nu-i învăț să le folosească, dar am înțeles că la ceva concurs și a fost în Europa, a câștigat un travestit. Pentru că ăsta a adunat mai multe voturi. Un bărbat îmbrăcat în femeie, ceva de genul ăsta. Poate alții știu mai mult ca mine. Și am spune, e ceva deplasat. Dar când o fată se îmbracă cu haine de băiat, asta nu-i deplasat? Asta nu-i primul pas într-acolo? Ba da, că nu se ajunge dintr-o dată. De aceea trebuie să fim noi diferiți în societatea asta. Și la urma urmei, chiar dacă nu putem noi să frânăm tot acest rău în societate, să fim diferiți atunci când Domnul va veni. Pentru că evlavia este starea în care dacă te va găsi răpirea, vei fi al Domnului. Este starea, caracteristica fundamentală a vieții de credință. Iată ce vă citesc din a doua Petru, capitolul 3. Spune apostolul pentru vremea noastră, referitor la oamenii batjocoritori care trăiesc după pofte, nu mai au norme, dacă e ceva e doar formal. Versetul 11, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strâge, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o portare sfântă și evlavioasă? Adică nu se poate lăuda nimeni că e sfânt dacă nu e și evlavios. Și înseamnă acea gândire în care te temi de Dumnezeu să nu greșești, să-i fii pe plac în felul în care vorbești, în felul în care îți desfășori toate activitățile vieții. Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care totul se va distruge. Versetul 4, de aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Doamne, ajută-ne! Încheiem, reluând în idee ceea ce am spus, trăim într-o societate în care diavolul din plin se luptă să-L scoată pe Dumnezeu din mintea oamenilor și din practica vieții. În schimb, le pune în minte ideea că noi avem puteri supranaturale. Și fie pe calea științei, fie pe calea ocultismului, noi trebuie să ajungem să controlăm întreaga lume. De fapt, să ne controleze diavolul pe oamenii care se lasă călăuziți de el. Dar până să-i ducă în această stare vinovată, îi lasă în diferite forme de amăgire. Lipsite de evlavie. Modelul nostru, modelul tinerilor rămâne Domnul Hristos, slăvit să-i fie numele. Evlavia are în primul rând o componentă în învățătură. Trebuie să știm foarte clar ceea ce este bine, ceea ce nu este bine. Unii spun, aveți o evanghelie textilă, vorbiți de batic și de fust. Dragii mei, este evanghelie. Evanghelia se ocupă de toate. De la mâncare, te învață să postești. Și asta cam pierde în vremea noastră. M-am gândit chiar zilele trecute. Mai de mult posteau oamenii și munceau greu. Acum tot mai puțin oamenii pot să postească. Nu că nu pot. Nu se înfrânează. Tot mai puține restricții își cer oamenii. De fapt, în fond nu sunt restricții, sunt doar stări care ne ajută să trăim în sfințenie și să fim biruitori peste ispit. Să ne ajute Domnul să se vadă evlavia noastră în toate zilele vieții noastre. Să ne luptăm pentru a influența societatea în mod evlavios, sau cel puțin să fim noi evlavioși atunci când Domnul va veni. Și în încheiere vă citesc din 2 Timotei, capitolul 3, unde apostolul Pavel făcea o diferență foarte clară între oamenii care au doar o formă de evlavie și adevărata evlavie. Și asta trebuie să se vadă în vremea noastră, într-o societate în care, așa ca de când e lumea asta, diavolul a tot propus diferite modele, dar acestea sunt într-o continuă schimbare pentru că nu au finalitate. Doar adevărata evlavie dă stabilitate, gust la viață și știi pentru ce trăiești. 2 Timotei 3, citim de la versetul 6. Sunt printre ei unii care se vâră prin case și acum de când cu internetul îi tare ușor să se vâr prin case. Momesc pe femeile ușurate și îngreuate și de păcate și frământate felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului. Da? Am ascultat recent, veneam singur cu mașina, am avut timp, ore de drum, o predică a unui frate despre îmbrăcăminte. Și am observat cum se strecoară pe furiș erezia. Am învățat multe lucruri bune. Între altele, un text care nici nu l-am observat până acum, din Exod, unde scrie că preoții la slujbă trebuiau să fie acoperiți, citiți în Exod, de la brâu până la glezne. De-am înțeles și noi, de la brâu până la glezne. Dar apoi s-a strecurat prima eroare. A spus că îmbrăcămintea are de-a face doar cu închinarea, deși a adus în dezbatere, în argument și Deuteronom 22:5, femeia să nu se îmbrace cu haine bărbătești și bărbatul să nu ia haine femești. Dar asta privea închinarea de la templu? Nu, că femeile nu făceau slujbă la templu, numai bărbații, preoți. Această componentă a deosebirii dintre sexe la capitolul îmbrăcăminte are de face cu viața ei toate zilele. Numai că dumnealui le-a amestecat și le-a pus toate numai pe seama prezenței în adunare. Dar spuneți-mi dumneavoastră, cine pe afară umblă ca lumea și mai vine doar duminica la adunare, cât va mai rezista să vină și duminica la adunare așa? Nu ne stă toată istoria drept dovadă. Că întâi umblă pe acasă, umblă la serviciu, umblă pe stradă, lipsiți de evlavie, și apoi vin peste săptămâni la repetiții, până la urmă slujba de joi și ultima redută care e asaltată cu putere duminica. Slujba de duminică și până la urmă se va pierde și bariera aceasta și lipsa de evlavie va năvăli din plin. Și am mai comis o eroare pe sfârșitul prezentării, tot datorată lipsei de evlavie în învățătură, spunea ceea ce v-am spus eu, să nu o priviți în mod legalist. Deci, cu alte cuvinte, aici e poarta, dar se poate deschide, cheia nu-i. Vedeți cum înaintează rău? Și apostolul vorbește aici în continuare, versetul 8, oamenii aceștia sunt stricați la minte, se împotrivesc adevărului, și acum tot despre ei vorbește în versetul 13, oamenii răi și înșelători vor merge de rău în mai rău, vor amăgi pe alții, se vor amăgi pe ei înșiși, pentru că și predicatorii aceștia sunt primii care se fac vinovați. Poate ați ascultat o predică pe internet a unui păstor cu titlul Gura mincinoșilor și urechile surzilor. Spunea un păstor, nu-i din cultul nostru, dar păstor evanghelic, că atunci când a intrat între slujitori, cineva i-a zis, Iacobe, ai intrat și tu între mincinoși. Și l-a zis, ce vorba e asta? Și zicea, acum după 20 de ani trebuie să recunosc să-i dau dreptate. Pentru că noi ne-am obișnuit să vorbim așa câte ceva, dar să nu spunem adevărul cum este, și poporul s-a obișnuit așa să fie legănat, să le spunem ceva ce le place și spunea predicatorul ăsta, astăzi vreau să vă spun ceva, o să ardem împreună cu voi. Că noi v-am mințit și vouă așa v-a plăcut. Cei răi se amăgește pe ei și amăgește pe alții. Și apostolul zice aici, versetul 12, toți cei ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Spuneți-mi de ce? Pentru că sunt diferiți. De-aia sunt prigoniți, că dacă n-ar fi diferiți, nu ar prigoni nimeni. Galateni 6 zice Pavel, ca să nu sufere prigonire, se dau după ceilalți. Și zice în versetul 10, tu i-ai urmărit de aproape, în primul rând învățătura, purtarea, Doamne, îndură-te de noi. Așadar, în orice situație ați fi, evlavia vă scoate din criză. Lipsa de evlavie vă duce în criză, în faliment, evlavia vă scoate. Orice situație ați avea. Zice în Psalmul 32, un om evlavios să se roage la vremea potrivită și chiar dacă s-ar vărsa ape mari pe el, nu-l vor atinge deloc. Evlavia te scoate și din crize economice și din crize spirituale, pentru că evlavia te face să te raportezi la Dumnezeu, să le iei în calcul, să știi că-s poartă de grijă, să știi că lumea asta se termină, că toate n-au valoare, că omenirea zace în cel rău. Și dintr-o dată se schimbă datele problemei. Judeci, gândești după arte coordonate. 1 Timotei, capitolul 6. Versetul 6. Negreșit, evlavia, însoțită de mulțumire, este un mare câștig. Adică n-aș vrea după cuvântul din seara asta să spuneți că v-am dat canoane. Ferice dumneavoastră dacă veți putea gândi și să fiți mulțumitori într-o stare de evlavie. Atunci veți avea câștig. De aceea citește versetul 11, iar tu, omul lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Că starea de evlavie, am citit și din 4:8, e folositoare în orice privință, are făgăduința vieții de acum. Te rezolvă din orice situație. Dacă te smerești și devii un om evlavios, în orice situație ai fi, Domnul îți vine în ajutor. Dacă ai ispite care nu le poți birui, în starea de evlavie vei fi biruitor. Dacă vine Domnul în starea de evlavie, te ia. Și ce frumos va fi acolo în Împărăția lui Dumnezeu, vom fi tot în starea de evlavie. Are și făgăduința vieții viitoare. Să nu creadă cineva că atunci când vom fi cu Domnul, vom ajunge, cum spunea cineva, așa la pertu. Doamne, ce mai zici? Am ajuns la tine în rai, acum am aflat că în iad nu mai bași pe nimeni. De acum putem povesti fără frică. Nu. El va rămâne tot împărat și noi robii săi. Am citit de la început că Dumnezeu are cinstea și puterea veșnică, adică și în rai Lui Dumnezeu ne vom închina tot cu frică, pentru că asta va păstra armonia cosmică pentru eternitate. Dumnezeu nu va împărți cu noi puterea, puterea absolută va rămâne a Lui. Spune Scriptura că și Fiul se va supune Tatălui. Doamne, ajută-ne să trăim în modul acesta și să fim cu adevărat evlavioși. Amin.